nimic până la urmă contractul. Vreau să vorbim despre o carte iară necitită. Poate că e mai bine așa. Uite aici ce are. O țestoasă. În care cresc copaci. Apoi la Litura Pontica, generația 2000, antologie, înainte să debutez eu, am debutat în revistă în 2002, la Hunedoara, la provincia Corvina, la domnul Evu, Eugen Evu, la mare, moșu, amândoi s-a rândat de la fiecare pe altă. Și cartea asta, cei mai bătrâni știți cine a fost omul ăsta mai bine ca mine. Un prezentator de poet, de scriitor. Un fel de subordonat, să zicem, cultural, literar al lui Eugen Simion, poezie, Salvie Constantin, anii 60. El a scris despre anii 60, era bătrân atunci, nu prea mai trăiește. Hai să vedem dacă mai trăiește mai în minte. În anul 2000 a apărut albumul Tracy Chapman. Am ascultat la Cultural într-o seară, cred că la Ambient sau ceva, nu știu, au dat, sau muzică de film, bine, nu știu, au dat albumul Telling Stories. A murit până în 2000, a trăit mai până pe 4 decembrie 2009, azi suntem pe 4 august 2021. A murit acum 12 ani. Marin Mincu, 28 august 1944, Slatina, deci era mai mic ca tatăl meu. Deci, dat 4 decembrie 2009, tata trăiește, București. A fost un poet, critic literar, istoric literar, semiolog și eseist comun, și eseist român. El a scris și despre mișcarea boemă, cum era altădată cu ceaiuri, cu vieți de scriitori, altfel decât e acum. Oricum, un om talentat. Hai să vedem. Deci, are cartea asta în care tratează pe oamenii ăștia la privă, vedeți? Vedeți? Ăștia erau tinerele talente, tinerele condee, noile promisiuni literare. Să vedem câte s-au afirmat, câte s-au... Eu nu sunt domist, de fapt eu nu sunt nimic. Sunt de la 2002, la 2004. În Teritoria Pontica. Ah, da. Asta este prima carte apărută cu cenafe uridice, cred. A mai apărut dosarul, sau nu știu cum, note, cenafe uridice. Cartea asta a apărut în 2004. Nu, citiți aici. Deci, Cenacul Euridice. Euridice a fost o nimfă, prietena lui Orfeu, care a murit. Și Orfeu a pierdut-o în iad, totdeauna. Deși nu era chinuită. Deci, uite ce avem aici. Coloana sonoră a filmului conține mai multe momente Aerosmith, așa că încărcătura emoțională a unora dintre scene este cu atât mai intensă cu cât în imagine apare Liv Tyler. Vezi că seamănă cu o icoană moslemă. I Don't Wanna Miss a Thing folosește ca vehicul vizual scene din Armageddon. Balada aceasta a fost compusă de Diane Warren și inițial s-a dorit să fie interpretată cu voce feminină. Dumitru Crudu era un tip care era cu Marius Ianuș, care s-a călugărit, din cât știu eu, și erau 90-iști. În primul și în primul rând, eu cu tatăl meu nu suntem de acord cu chestia asta. Și am să argumentez.
Deci tata spunea că el fiind a debutat în 66 reviste și treburi din astea, în volum în 2001, ideea e că mulți scritori, și Ion de Sârbu, și mulți, chiar și Ștefan Augustin Dolinaș nu a putut să publice tot, sau Mircea Zaciu nu a putut să publice jurnalul și altele. Patru volume, totuși. Până după Revoluție. Nicu Steinhardt, i-a furat de două carte. Ideea e că deci generația asta la anul 60 a fost un an deosebit, pentru că în 60 a luat hotărârea fermă de la Partidul Comunist Român și a fost o liberalizare în întreaga lume, a fost implementarea nestalinismului în lume, de la Moscova. Și atunci România a luat hotărârea, după ce a eliberat în 59, a eliberat câțiva, să zicem, că alții a arestat pe noi, ca se pare, Drugu a prins, Staniloae, Vistator și alții, a fost un an al libertății. Și atunci generația aia s-a revendicat de la anul 1960. Pentru că înainte ar fi fost 1956, care era anul sclavii roșii. Ei bine, eu acum nu vreau să-mi bat joc de nimeni aici. Dar vreau să zic că, uite, ăștia sunt oamenii. Și nu știu ce se mai știe azi de Dumitru Hudu. Uite, și Marius Ianu și aici, v-am spus. Cosmin Peța și Alexandru Vaculovski. E bine, ce vreau să vă spun e că eu fiind respins de către societate, de către lumea literară, de către tot, chiar și de către familie, am ajuns un fel de tip din ăsta. Arăt acum în viață. Știu că nu arăt așa bine. Adică suprem. Cel puțin aici pe Hacienda. România. Până în Egipt și până în Vladivostok și ne oprim la Paris City Limits. Și la București ne ducem numai până pe agricultor, 86, nu mergem. Nu mergem în BRC. Și nu mergem nici la ruși, că am fost. Să zicem. No, bun. Deci oamenii aceștia, să nu uităm, acest popor, această armată muribundă, ideea e că oamenii ăștia nu știau de ce scriu. Nu știau nici măcar că se confesează. Scriau după ureche ce auziseră la americani. Înțelegeți? Nu știau că fac confesiune. Eu am tradus literatura americană și engleză probabil și germană. Din 95 am tradus eu, când era pe clasa 7. În 2000 aveam 18 ani, în 2002 aveam 20 de ani, în 2004 aveam 22 de ani. Am și o tinere, ca și nou. Acum am 39, ca eminist. Și cred că pot să zic, măcar pentru inima mea mare, adică H,
Dor Negru, 69, Tata, Aventurare Mare Refuz, 2001, Baros, 2002, sau când a fost, Comartin, care pentru mine a fost așa un fel de treabă, dar n-am putut să citesc toată cartea, oribilă. Păpușarul și alte insomnie. Aia... Da, acum... cartea aia a apărut în 2001. Și prietenul meu, Crăciun, colegul meu, care pentru mine face mai mult ca tot, să zicem, nu chiar, dar oricum, între mahări... Nu. Da, acum vin. E bine, vreau să zic că Crăciun Dorian Rau, mare poet, dar s-a limitat la 50 de poezii în 20 de ani. Mai mult chiar de 20 de ani. Din 96 până în 2009. Și acum nu mai știu nimic de el. Ei, și ca să spunem ideea finală, e una singură. În această nebunie de semne, eu am adus crucea. Și poate și miala. Amin.